În luna iunie acestui an, Consiliul Local a decis acordarea titlului de cetățean de onoare către domnul profesor dr. Cristof Iselin. Este coordonatorul de peste 20 de ani al secției de urologie a Spitalului Universitar din Geneva și un prieten apropiat al Brașovului, atât prin perspectiva medicală, fiind în decembrie 2016 pornind programul de transplant renal în Brașov, inclusiv în mediul privat, program care, iată, s-a terminat în acest an, lăsând în urmă o echipă formată de specialiști români. Nu doar din punct de vedere medical este un prieten al Brașovului, așa cum am spus-o, este și din perspectivă artistică, fiind un practicant de orgă și un admirator al orgii din Biserica Neagră, dar și un practicant de sporturi de iarnă, bucurându-se de tot ceea ce masivul Postăvaru are de oferit. This honorary citizenship is a big moment for me. Because it gives me a very positive feedback. A positive feedback with the energy I tried to add to the program here of kidney transplantation, and it was very fruitful, this program. So to have to see that by putting the energy into this program, the program would move ahead. That is, of course, a very big satisfaction, and this is why I'm very happy today. Yes, well, Brașov, it's a wonderful place, you know. It's a historical city with full of nice houses around the old town, and on top of that, you have an incredible cathedral. And moreover, in this incredible cathedral, which is so long and so tall, you have an incredible historical organ, which has gone through the years. It was built 170 years ago, and it has remained pristine, untouched. It has been very well renovated 20 years ago, respecting its original composition, and it just sounds, you know, it's like music from the sky, so it's very impressive. Suntem aici pentru a-l sărbători pe profesorul Iselin, cel care ne-a ajutat foarte mult pentru la începutul programului nostru de transplant, participând la primele 17 intervenții de prelevare renală. Ultimele 5 intervenții s-au derulat în echipă 100% românească, 100% domestică, cum se spune. Și mai avem încă 2 intervenții programate în următoarele 2 săptămâni. Deci iată că în acest an vom depăși 11 transplanturi de rinichi efectuate față de număr mult mai redus pe care l-aveam anii trecuți, câte 3-4 cazuri pe an. Suntem extrem de fericiți că putem să recompensăm cu ceva pe cei care ne-au susținut la începuturile acestui program și profesorul Iselin este cel care a fost susținătorul cel mai apropiat, omul care a venit de cele mai multe ori la Brașov, s-a îndrăgostit de orașul nostru, așa cum s-a mai spus, și profit de ocazie să invit publicul meloman sâmbătă de la ora 17 la un concert de orgă la Biserica Neagră, în care profesorul Iselin va trece de la robotul Da Vinci la claviatura orgii Buchholz din Biserica Neagră, alături de ambasadorul Elveției la București și de membrii comunității elvețiene din Brașov, de la Școala de Restaurare Orgi din Hărmani.